Dacă îngerii doresc să ajungă dincolo de catapeteasmă, în Sfânta Sfintilor, și să audă glasul Sfintei Liturghii și să se îndulcească de dumnezeiasca jertfa puterii liturghiei, cu atât mai mult noi, cei muritori de rând, avem nevoie de acest lucru. Acestea toate mănuncheate la un loc fac un praznic frumos și sănătos, la care se mai încununează, cum spunem noi, și sfârșitul celor 365 de zile a unui an, măsurătoarea timpului. Și noi știm că au fost o căruță de calendare. La început calendarul avea doar 10 luni, apoi cu timpul Iulian Sosgeni a reușit să-i adauge celelalte două luni și să-l aducă cât de cât după echinocțiu, rămânea cu vreo 6 zile în urmă și ceva, o oră și ceva, iar la un moment dat și s-au tot adunat și s-au sucit acele zile până s-a făcut calendarul gregorian de astronomul Lilie. Și de aici, din neatenția bisericii la vremea de atunci, sau poate din nebăgarea de seamă, tăind cele 13 zile, s-a făcut calendarul nou și vechi și s-au împărțit creștinii în două după lucrarea lui Sarsailă, pentru că Petru vine și spune: cine a lui Apollo, cine a lui Petru, cine a lui Chefa, cine a lui Hristos? Toți suntem una în Hristos. Și bine ar fi fost atunci când s-a îndreptat calendarul, e doar o idee pe care eu vă mărturisesc din punctul de vedere al studierii tuturor învățăturilor din Pedalion și de peste tot ce e cu îndreptarea calendarului. Era foarte bine dacă aceste zile s-ar fi îndreptat câte una în fiecare an și în timp de 13 ani dispăreau și atunci nu se mai putea forma acea ruptură, deci biserica veche și biserica de stil nou. Pentru că noi înaintea lui Dumnezeu nu ne ducem după dată fixă, înaintea lui Dumnezeu nu ne ducem după date astronomice, ci ne ducem înaintea lui Dumnezeu, cum spune Sfânta Evanghelie. Și cei care au făcut cele bune vor învia spre bucuria învierii, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Deci iată că acolo nu va mai fi stil vechi și stil nou, ci vor fi fapte bune și fapte rele. Și e o întrebare pe care întotdeauna am pus-o. Cum pot să împart o pâine de pomană pe stil vechi și cum pot să o împart pe stil nou? Cum citești un acatist pe stil vechi sau unul pe stil nou? De ce v-am amintit lucrul acesta? Ca să înțelegeți terminologia cuvântului de an nou, pentru că noi bubuim și mâncăm cozonaci și carne de porc, iar mai încolo cu câțiva kilometri nici n-a venit Crăciunul. Deci mai este încă până la Crăciun. Și peste câtva timp va veni și la ei anul nou. Și când noi ieșim din sărbători, ei de-abia să face anul nou la ei. Nu-i judecăm, nu asta e treaba noastră. Dar vreau să vă spun că acestea sunt socotințe făcute de firea omenească. De aceea când vorbim de anul nou, să nu credeți că o zi mai lungă decât alta, sau o zi mai interesantă decât alta. Ci putem spune că Dumnezeu, văzând anotimpurile, cele patru anotimpuri, primăvara, vara, toamna și iarna, spunem că acest ciclu al anotimpurilor încadrează un sens de viață. Primăvara toate revin la viață, vara înfloresc, toamna se coc și fac sămânță, iar iarna se usucă și mor. De aceea și psalmistul David a spus în psalm: omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Deci, nu suntem altceva decât o floare în grădina lui Dumnezeu. Suntem niște plante vii. Și când mă refer plante vii, ne referim la nimicnicia pe care o pomenește psaltirea despre stihia noastră omenească. Duh ce trece și nu se întoarce. Luavei Duhul lor să vor sfârși și în țărâna lor să vor întoarce, sau trimite vei Duhul tău să vor zidi și vei înnoi fața pământului. Deci, la fel de sinistră poate fi această planetă cu sau fără oameni. Și la fel de frumoasă poate fi această planetă cu sau fără oameni. De ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că nu noi dăm sens planetei.
ci Dumnezeu ne dă sensul nou. Când ne-am făcut noi autostradă și ne-am pus semafor, când ne-am inventat mașină cu 300 km la oră, când ne-am făcut noi vapor, când ne-am făcut noi avion, toate tainele științei. Dar asta nu-L impresionează pe Dumnezeu. Când se răstoarnă un vapor, îl înghite apa parcă nici n-a fost. Când se răstoarnă un avion, se topește și se dezagregă tot de nici nu mai știi ce a fost. Ei, dar știm un singur lucru. Că sufletele noastre s-au scris în cartea vieții. Deci ăsta este esențialul și țelul pentru care noi trăim. Scopul de a dobândi Duhul Sfânt și la fiecare 365 sau 66 de zile când ne ia în biserică, noi trebuie să ne numărăm cantitatea de fapte bune săvârșite și cea mai fi rămas nesăvârșit, fiindcă să știți, asta e marea taină a lui Dumnezeu. E foarte interesant ortodoxia din punct de vedere dogmatic. Dar la judecată nu te întreabă dacă ești dogmatic. La judecată te întreabă dacă ești om. Și întreabă, ai făcut celor mai mici ai mei? Te cunosc pe tine. N-ai făcut celor mai mici ai mei? Chiar nu te cunosc pe tine. Am fost flământ și n-am mâncat, am fost însetat și n-am băut, am fost gol și nu m-ai cercetat, am fost dezbrăcat și nu m-ai îmbrăcat, am fost în temniță și n-ai venit la mine. Deci iată ce răspunsuri concrete și la obiect dă Dumnezeu pentru lucrurile acestea. Și acum vine întrebarea. Dacă a venit anul nou, ce am eu de înnoit în mine? Începerea pravilei, începerea canonului, începerea rugăciunii, începerea lucrării duhovnicești din mine și poate că ar fi mai bine cu fiecare an nou care vine să mai punem stabilă cârteli. Obișnuim uneori să punem tot în cârca lui Dumnezeu. Și chiar acum, într-o zi, am surprins un interviu din ăsta la televizor în care se punea oamenilor pe stradă următoarea întrebare. De un ticălos, nu contează numele lui. Și spunea așa, ce părere aveți de tot ce e rău în lume? Ce amestecare Dumnezeu în treaba asta? Cei care erau creștini adevărați răspundeau frumos. Cei care nu erau creștini adevărați răspundeau în mod lipicios, libidinos, mizerabil. Oh, da, păi dacă Dumnezeu într-adevăr l-ar interesa de noi, ne-ar cerceta, nu ne-ar lăsa așa să suferim. Dar totuși oamenii care aveau credință au spus așa, cred că merităm ceea ce ne dă Dumnezeu, poate ne trebuie și mai rău, pentru că suntem răi și necredincioși, și poate că merităm pentru păcatele noastre. Majoritatea oamenilor simpli, se vedeau că sunt oamenii care au frica și certarea Domnului în inima lor și înțeleg că și atunci când ai 10 milioane tot om ești, și când ai 100 de milioane tot om ești, și când ai un leu tot om ești, și când ai niciun leu tot om ești, când ești prost tot om ești. Dar să știi măsura. Când începe un an nou, trebuie să înceapă în inima ta un început bun și curat. Și de ce îi dăm noi sens anului nou? Ca să știți și lucrul ăsta, să nu vă duceți acasă cu ideea că suntem în 2012. Nu suntem în 2012. Istoric suntem în 2012. Dumnezeu nu are 2000 de ani. Dumnezeu e veșnicia veșnicilor veșnicilor. Și Dumnezeu merge până în veșnicia veșnicilor veșnicilor. Dacă El spune, cel fără de început, dar spune, începutul și sfârșitul. Începutul și sfârșitul a ce? A unei lucrări, dar nu a lui Dumnezeu. Când spune Alfa și Omega, înseamnă că e un spectru extraordinar de larg care nu se mai cuprinde în cuvinte omenești. Dar ce vine și face? Vine și să naște la 25 decembrie și încununează sfârșitul anului. Dar binecuvintează începutul anului cu ce? Cu sângele lui. Dacă veți deschide cartea de predice a lui Părinte Cleopac, nu vă fac întreaga polilogie, ci o să vă spun doar scurt și la obiect. Mântuitorul s-a tăiat împrejur din mai multe motive. Întâi că a iubit lumea și a vrut să sfințească altarul Vechiului Testament
încă din pruncie cu sângele lui și a curs sânge în templul lui Solomon, acolo când s-a dus la arhiereu să-l taie împrejur și a sfințit jerfelnicul, când s-a aducea sânge de bou, de țap, de oaie, de berbec și de vițel. Apoi a vrut să încununeze jertfa pruncilor uciși de Irod, că aveau și aia nevoie de o împărtășire mucenicească. Și Hristos și-a primit această mucenicie de mititel tăiat împrejur la trup. Pentru că e o durere în condițiile zilei de astăzi, dacă ai face-o, sau probabil să mai practică la religiile lumii, pare o nebunie, dar ea exista și era regulă de bază. Un alt lucru, ca să înțeleagă lumea că a avut trup real și nu aparent. Deci n-a fost o nălucire Hristos, n-a fost o scamatorie, n-a fost un truc, ci a avut trup cu sânge și carne. Și ne-a mai demonstrat odată pe cruce, când a fost însulițat cu sulița în coastă, dar atunci ne-a dat sângele mântuirii să-l bem și să-l mâncăm. Acum ne-a dat numai sângele curățirii. Și s-a mai tăiat Hristos împrejur ca să oprească tăierea cea veche împrejur, să aducă o tăiere în duh. De data aceasta, sângele care curgea din Hristos era sânge plin de Duh Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt era cu el. De unde îl luase? Bucură-te cea plină de dar. Marie, Domnul este cu tine. Puterea celui prea înalt te va umbri și Duhul Sfânt va veni peste tine. Și pruncul care se va naște din tine, Sfânt se va chema și va fi numele lui Iisus. Și spune în Evanghelia care s-a citit astăzi, și pruncul creștea și se întărea cu Duhul. De unde se întărea cu Duhul? Din laptele mamei lui de la sân. Ferice de sânii la care ai supt și pântecele la care te-a purtat, spune femeia din popor. Și pentru că Iisus știa că acolo sunt numai nătânși și nătărăi și căpoși și orgolioși, că nu